dar degajarea a fost una extrem de modestă. Iată șutul, lansarea mai întâi pentru Cristinel Gafița, respingerea cu tibia mi s-a părut a lui Popescu și super șutul pe care îl prinde Stana cu piciorul stâng, nu poate face nimic Popescu. Mai devreme spuneam că este un început cum nu se poate mai prost pentru CSM Ioveni. Acum este un start de coșmar.